Galbenverzii își vor întrerupe activitatea la sfârșitul acestei săptămâni, urmând să revină la antrenamente la mijlocul lunii ianuarie, când antrenorul sârb Ivan Gvozdenović a programat reunirea lotului. Vrem să reluăm pregătirile undeva între 13 și 18 ianuarie. Deși antrenorul Ivan Gvozdenović nu ne-a cerut în mod special acest lucru, intenționăm să efectuăm și un cantonament de iarnă, dar asta și în funcție și de modul cum va evolua pandemia și de ce decizii vor mai lua autoritățile după alegeri sau după sărbători. De asemenea, dacă vom putea disputa amicale, vrem să jucăm cu echipe din primele două ligi, să vedem la ce nivel suntem în perspectiva barajului de promovare, a anunțat președintele Forestei Andrei Ciutac. Acesta a precizat că jucătorii și-au primit recent salariile pe luna octombrie, iar înainte de plecarea în vacanță vor încasa și jumătate din primele restante aferente punctelor câștigate în primele 10 etape. Înainte de a pleca acasă în Serbia, antrenorul Ivan Gvozdenović a înaintat conducerii Forestei și o listă cu posturile deficitare ale echipei. Suntem deja în negocieri cu un mijlocaș francez pe care Ivan și impresarul cu care colaborăm îl cunosc foarte bine. Totodată am mai avea nevoie de un atacant, dar de un alt profil decât Marin și Martin, de doi mijlocași, unul central și unul de bandă și de un fundaș dreapta, care să îndeplinească regula under, a precizat președintele Andrei Ciutac. Aflată la finalul sezonului de toamnă pe locul 2, la egalitate de puncte cu liderul Știința Miroslava, Foresta va relua campionatul pe 14 martie, cu un meci pe teren propriu în compania echipei Ceahlăul Piatra Neamț.